Consiliul local al municipiului Călăraș a fost convocat în ședință extraordinară luni, 14 iunie, începând cu ora 16:30. Pe ordinea de zi s-a aflat un singur proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călăraș. Proiectul a fost aprobat cu majoritatea de voturi. A deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local, convocată prin dispoziția primarului, numărul 893 din 10.06.2021, modificată și completată cu dispoziția primarului, numărul 903 din 11.06.2021. La lucrările ședinței participă un număr de 15 consilieri, din care 12 în format fizic și 3 pe grupurile de WhatsApp. Lipsesc domnii consilieri Buzea, Croitorul Camelia, Enache Georgiana, Niță Andrei, Sârzea și domnul Chiriță. Domnul președinte, aveți cuvântul, vă mulțumesc. Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. La primul proiect de hotărâre dau cuvântul doamnei Triful Luminița. În luna noiembrie anului trecut, municipiul Călăraș a depus spre începerea obținerii finanțării cu o aplicație cu finanțare din POIM, proiectul de infrastructură mare 2014-2020, prin care se intenționează achiziționarea echipamentelor medicale de protecție destinate elevilor și personalului didactic și nedidactic din toate unitățile de învățământ ale municipiului Călăraș, în numele cărora municipiul Călăraș depune acest proiect, cu excepția Liceului Teoretic Mihai Minescu, care a aplicat independent. Cu ocazia depunerii aplicației au fost atașate cererii de finanțare documentele solicitate la acea vreme, principiul solicitantului, iar acum, proiectul aflându-se în evaluare, am primit solicitare din partea autorității de management pentru a transmite ca document complementar cererii de finanțare hotărârea Consiliului Local prin care se aprobă depunerea proiectului, valoarea estimată, precum și cantitățile de materiale care sunt solicitate spre a fi achiziționate prin proiect. Având în vedere termenul scurt impus prin adresa primită din partea autorității, și anume acela de 5 zile lucrătoare începând de săptămâna trecută, odată cu primirea cererii, am fost nevoiți să solicităm Consiliului Local organizarea întâlnirea într-o ședință extraordinară pentru a se vota acest proiect de hotărâre, care va fi transmis autorității de management conform cerinței. Deci este un document care se impune a fi transmis, atașat cererii de finanțare, pentru ca evaluarea să continue. Atunci supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călăraș. Cine este pentru? Unanimitate. Și 3 voturi de pe grupul WhatsApp, tot pentru au votat. Vă mulțumesc. În continuare la punctul 2 al ordinei de zi. Dau cuvântul doamnei Naia Valentina pentru câteva precizări. Urgența acestei aprobări, acestei hotărâri, rezultă în primul rând din faptul că am încasat vineri suma de 1.470.000 cerere de plată, ce trebuie onorată în 5 zile. Astăzi este rectificarea. Mâine depunem hotărârea la prefectură, poimine vom face plata pentru proiectul numit Sistem Integrat pentru Simplificare Procedurii Administrative și Reducerea Birocrației la nivelul municipiului Călăraș. Deci suma de 1.470.000 va fi plătită poimine pentru acest proiect. Totodată, astăzi am încasat suma de 299.258,44 lei de la DSP, Direcția de Sănătate Publică, pentru plata medicilor, asistenților și registratorilor din cele două centre COVID. Sumă solicitată în urmă cu 50-60 de zile.
De asemenea, poimine vom face plata către acești beneficiari. Da, domnule. Totodată, în aceeași rectificare, se regăsesc și bursele elevilor. Am căutat în așa fel încât toți elevii să primească până la 31 mai inclusiv, indiferent de natura bursei, că e de merit, că e socială. De poimine, la fel, contabile școlilor vor acorda. Deci, în urgența în aceste probleme. O să supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Grădăraș pe anul 2021. Cine este pentru? Deci avem 13 voturi pentru în sală și avem 3 voturi abținere pe grupul de WhatsApp și a apărut și domnul Mița Andrei, care a votat pentru la primul și la hotărârea 2 nu participă la vot. Deci avem 12 voturi pentru, 3 abțineri pe grupul de WhatsApp și domnul Mița nu participă la vot. Deci proiectul a fost aprobat. S-a abținut domnul Călin, doamna Luca și domnul Ivan. Cei 3 care au fost pe grupul de WhatsApp. Și domnul Mița nu participă la vot. Dacă am fi votat pe capitole, am fi înțeles probabil mai bine abținerile, că poate sunt de acord cu bolsă pentru ele și nu sunt de acord cu 50.000 fără niciun fel de fundamentare pentru zilele dure. Eu, de exemplu, aș fi votat împotriva la zilele dure, că am cerut printr-o adresă la primărie să-mi dea și mie niște clarificări cu privire la aceste 50.000 și n-am primit nimic. E un festival care l-am făcut de ani de zile. Poate n-aș participa. Poate n-ați participat dumneavoastră, dar totuși e bine pentru comunitate, după ce am fost încercat. Mai să fie în lume. Asta era explicația pentru insistența cu care vă solicit să votăm noi pe capitole. S-a votat acum, asta e, dacă s-au votat. Vă mulțumim pentru participare, să ne vedem sănătoși.